Dragii mei, cred că am fost cam neatenți în ultimii ani și n-am observat ceva. William Brânză, fost deputat și fost candidat la președinția României, este și avocat. Da, da. Acum știam de ceva timp că are meseria asta. Adică părintele Constituției Antonie Iorgovan, Dumnezeu să-l ierte, zicea acum vreo 10 ani că Brânză și-a cumpărat titlul de doctor în drept. Dar nimeni n-a stat să verifice, nu? Poate dacă ajungea prim-ministru ăsta mic. În fine, ce să vezi, William Brânză s-a prezentat ca fiind atât avocatul lui Dorin Cocoș, cât și al Elenei Udrea. Asta deși decanul baroului București spune că e conflict de interese, domne. După opinia mea, survine conflictul de interese, având în vedere că același avocat prestează... Chiar dacă sunt în cazuri diferite, pentru că știm că în cazul... Nu are importanță, atâta timp cât sunt prestații avocațiale exercitate într-un dosar în care dânsul apără pe... domnul Dorin Cocoș și în momentul de față din ceea ce prezentați ar urma să efectueze prestații avocațiale și pentru doamna Elena Udrea, aspect interzis de către legea profesiei de avocat. Cum se poate sancționa așa ceva? După câte mi-aduc aminte, doamna Elena Udrea avea să facă afirmații destul de multe la adresa domnului Dorin Cocoș. Într-un asemenea context, evident că declarațiile respective au avut un efect deosebit asupra situației domnului Dorin Cocoș. După opinia mea, survenind conflict de interese. Mă pare complicat, dar problema mea e alta. Până săptămâna trecută n-auzise nimeni de avocatul Brânză. Nu-l văzuse nimeni la un proces. Iar acum are brusc doi clienți celebri. Ciudat, nu? Bă, dar dacă e o strategie de-asta subtilă, a? Știi că ești vinovat, știi că nu scapi orice ai face, așa că de ce să-l angajezi, bă, pe maestru Mateuț? De ce să mai dai o grămadă de bani și pe numele avocatului? Nu mai bine l angajezi pe Brânză? Măcar îl face să râdă pe judecător, domne. Îi stârnește mila și poate, poate obții o condamnare mai mică. Tot ai o speranță. Pe cine are ăsta, mă, avocat? Pe William Brânză, vai de mama lui. Hai că-i dau o pedeapsă mai mică, mă, fiindcă oricum săracul n-a avut noroc în viață. A, Răducule, tu l-ai auzit, mă, vreodată pe Brânză vorbind, liber așa? Vai de mine. Vanghelie pare președintele Academiei Române pe lângă el. Lasă camera aia jos, că o să o scap din mână de râs. Mă uitam când au venit prietenii celorlalți contracandidați și când am vorbit cu cineva și că nu, domnii, merg la ziua unui domn de naștere, nu vrem să trăim într-o țară în a cărei resurse sunt date gratis, o gașcă, o caracatiță, o cupolă este pe România, care ea nu are culoare politică. Ea trebuie să fie mereu înfruptată din banul public.